Dimineața tuturor! Vara lunii septembrie vrea să ne mai țină companie și săptămâna asta. În continuare, pentru această dată din calendar, vremea va fi foarte caldă. Cerul va fi în general senin, excepție făcând zona montană și cea vestică, unde se anunță înnorări și precipitații. Ploile vor fi sub formă de aversă, iar vântul va prezenta intensificări. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde ne așteaptă o altă zi călduroasă pentru această dată din calendar. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade. Luna septembrie rămâne generoasă și în Crișana. Astăzi avem parte de o vreme foarte, foarte frumoasă, cu 32 de grade în Oradea și 31 de grade în Arad. Ploile, în schimb, vor răcori teritoriul Banatului. Va ploua astăzi atât în Timișoara cât și în Reșița. Vor fi și intensificări în timpul ploilor, iar temperatura maximă se va încadra între 29 și 31 de grade. În Oltenia, vremea va fi variată, după cum vedem, în vestul teritoriului va ploua, dar în est și în sud avem parte de un cer mai mult senin. Temperatura maximă se va încadra între 30 și 32 de grade. Vreme frumoasă și caldă pentru această dată și astăzi în Transilvania, după cum vedem, în general cerul va fi senin. În Deva se anunță precipitații în prima parte a zilei. Temperatura maximă se va încadra între 28 și 32 de grade. Vreme de vară în septembrie și în Moldova, după cum vedem, harta arată foarte frumos. Avem parte de un cer mai mult senin. Temperatura maximă se va încadra între 30 și 32 de grade. Nici în Dobrogea nu stăm mai rău. Valorile termice sunt un pic mai scăzute decât în restul țării. Vântul va prezenta intensificări, dar și aici, pentru septembrie, este destul de cald. Temperatura maximă se va încadra între 26 și 29 de grade. În Muntenia, vreme frumoasă și caldă și astăzi, din fericire, vom avea nevoie de ochelari de soare. Temperatura maximă se va încadra între 30 și 32 de grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 20 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 30-31 de grade, așadar vremea va fi foarte frumoasă și caldă. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă și spor în noul an școlar!